Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și acesta este locul în care discut sincer și deschis cu prieteni și specialiști despre probleme, lupte și experiențe care ne schimbă viața. Plângem și râdem împreună, spunem lucrurilor pe nume, iar credința în Dumnezeu este elementul comun al poveștilor pe care le vei auzi aici. Salut și bine ai venit la episodul 5 al podcastului Vulnerabil. Sunt Ramona Lazar, iar acesta este un episod la care m-au trecut fiorii și am plâns în timp ce îl editam. Invitata mea este Sorana Rotundu, o mamă tânără care pe nepusă masă a trecut printr-o dramă. E posibil să fii auzit povestea familiei ei din media, dar în acest episod vei avea parte de o întâlnire cu o femeie puternică, ancorată în credință și o minune vie. Pentru că astăzi stă în picioare după ce a fost despărțită de copilul ei de doar 5 săptămâni, pe baza unor acuzații false și nejustificate. Îmi aduc și acum aminte când am citit pentru prima dată despre cazul lor. Pe atunci, fetița mea avea 7 luni și am încercat să mă gândesc doar cum ar fi să fiu eu în acea situație. Dar am alungat gândul rapid pentru că deja mă ardea inima, atât de dureros era totul. Sorana este un exemplu pentru noi toți, iar acest episod te va duce din nou și din nou la sursă, la singurul care dă viață, pace, liniște, atât în mijlocul furtunii cât și dincolo de ea. La Dumnezeu. Acesta este un episod greu de ascultat, dar povestea are un final fericit. Așa că fă liniște, deschideți inima și hai să asculți povestea Soranei. Sorana, bun venit la podcastul Vulnerabil! Mă bucur așa de mult că ai acceptat invitația mea de a-ți spune povestea aici. Cred că e un lucru nou pentru tine, pentru că eu am auzit de povestea ta cel mai mult din media și puțin ce ai împărtășit tu pe Facebook și Instagram. Dar din puținele mesaje pe care le-am avut ca să pregătim interviu, îmi dat seama că ai așa o credință matură și o încredere mare în Dumnezeu. Bună, Rami, mă bucur să fiu cu tine aici, online. Nu s-a putut fizic, dar chiar e o bucurie mare pentru mine și un nou început, adică o nouă provocare, pentru că nu am mai participat la întâlniri online sau lucruri care să, cumva, să-mi trezească amintiri și trăiri, emoții, dar știi cum e, toate au un început și mă bucur că începutul e aici alături de tine, deși nu te cunosc foarte mult, ne-am cunoscut foarte puțin, dar am simțit așa că tu ești persoana potrivită, care cu siguranță să mă înțeleagă și te urmăresc de ceva timp, cred că de la vreo 15 ani. Cumva te știam, știi, de ceva ani și Îmi plăcea conținutul tău, știi, și sinceritatea din articolele tale și în perioada aia chiar Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult prin ce ai scris tu și te-ai lăsat așa vulnerabilă, știi? Mm-hmm. De asta a fost punctul ok. Da, wow, chiar nu știam lucrul ăsta și ce interesant mi se pare, într-un fel, cum oamenii capătă încredere în tine văzând activitatea ta de mult timp, pentru că eu n-am mai fost prezentă de ceva vreme în online și rămâne așa o sămânță acolo care îi ajută după aceea să fie deschiși. Chiar m-am întrebat cumva cum de-ai acceptat așa de repede, că instant ți-am trimis mesajul și da, am zis wow, ce fain, dar în final cred că tot Dumnezeu le-a orchestrat așa să meargă ca pe roate. Pune-ne un pic despre tine. Cine e Sorana, ca să te cunoaște mai bine? Sorana este mama a doi copilași imediat, o luptătoare, o curajoasă și pot să zic că o fică de rege, o fică de împărat, pentru că asta e cel mai important, cine suntem noi în Hristos, nu cine suntem noi prin forțele noastre proprii și prin realizările noastre, prin inteligența noastră, nu. Noi suntem ceea ce suntem prin Dumnezeu și El e sursa noastră. Da, așa e. Ce frumos ai spus. Cum am zis și la început, chiar asta m-a impresionat la tine. De când ne-am scris, de când am făcut research așa pentru podcastul nostru, ce încredere mare ai tu în Dumnezeu și cum te agăți de El
Și probabil sunt persoane care ne ascultă și nu știu prea multe despre povestea ta, așa că vreau să zic un pic pe scurt despre ce vorbim noi azi și apoi tu să ne introduci cu totul, cu detalii, cu tot ce n-am văzut noi până acum. Pe scurt, e cumva povestea despre momentul și parcursul vostru în care autoritățile daneze efectiv v-au luat bebelușul de doar 5 săptămâni pe motiv că l-ați fi maltratat, că ar fi suferit de sindromul bebelușului scuturat și apoi, pe lângă asta, pe tine și pe soțul tău, Ionuț, v-au arestat și v-au închis pentru 2 luni. Chiar acum câteva zile, statul danez a ieșit cu știrea că recunoaște nevinovăția voastră și își cere scuze. Nu știu cât de mult cântăresc în momentul ăsta scuzele respective, că răul făcut rămâne făcut, din păcate. Dar în contextul ăsta aș vrea să o luăm cumva cronologic. Să o luăm de la început, ca să punem povestea așa într-un cadru ușor de înțeles pentru toată lumea și de parcurs. Tu și Ionuț v-ați căsătorit în 2018 și după o vreme v-ați mutat în Danemarca și aș vrea să ne zici un pic când și de ce ați luat decizia asta să vă mutați acolo. Da, într-adevăr, în 2018 ne-am căsătorit, bineînțeles, soțul meu, pentru că își dorea foarte mult ca eu să-mi termin studiile, eu începând facultatea și mai având 2 ani, și-a dorit mult să duc cumva visul la îndeplinire și după să plecăm în Danemarca. El fiind înaintat o perioadă de 5 ani, lucrând acolo. Uh-huh. Și cumva ne era mult mai ușor, mai ales pentru o femeie. Femeile sunt mai emoționale, mai nesigure într-un loc în care nu au mai fost. Și având background în spate soțul meu și știind limba, știind cultura, știind cumva oamenii, având un loc de muncă stabil, cumva mi-a insuflat așa încredere că totul o să fie bine. Dar recunosc, la început eram nesigură și nu vroiam să aud de o țară străină. Eu am aici prietenii, având familia, biserica în care slujeam. Mi-era foarte, foarte greu să mă desprind. Dar am pus înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat timp de 2 luni, ne-am postit și Dumnezeu așa au aranjat lucrurile ca soțul meu să primească un job foarte rapid, să primească un job în domeniul lui, asta era dorința noastră. Și am răspuns pozitiv chemării de acolo, ne-am rugat și am știut că Dumnezeu are un plan cu noi atunci, în perioada aceea, altceva decât în România. Nu știam ce, dar am mers prin credință, că știam că Dumnezeu niciodată nu greșește și pune tot timpul oamenii potriviți la locul potrivit. Și asta a fost în 2020, dacă calculez eu bine. Da, în septembrie. Ok, deci era cumva încă perioada aia cu pandemie, semi-pandemie, nimeni nu mai știa ce se întâmplă în lume. Exact. Pe lângă dorința de a sluji într-o altă țară, era și nevoia de bani, nevoia financiară, cum ai spus tu. Era perioada cu pandemia și lucrurile nu erau întocmai cum ne-am fi dorit noi. Plus că ne plănuiam să avem și un bebe și Da, și planul ăsta cu bebele s-a înfiripat imediat, cred că, după ce ați ajuns acolo. Așa că aș vrea să mergem direct spre momentul în care ai rămas însărcinată, parcursul sarcinii și chiar nașterea lui Matias, pentru că voi ați avut un băiețel. Și să ne zici un pic cum a fost nașterea, pentru că toate cele care suntem mame știm cât de grea e o naștere, fie ea prin cezariană, fie ea naștere naturală, nu contează modul în care naști, pentru că dificultatea e cumva la același nivel. Și să ne zici cum a fost pentru tine. Mai întâi de toate, nu cred că nu știe multă lume despre pierderea mea de sarcină dinaintea lui Matias. În decembrie am aflat că sunt însărcinată, iar după 7 săptămâni am pierdut sarcina. A fost spontan, totul spontan și a fost atunci iarăși o perioadă mai dificilă pentru mine, dar perioada respectivă m-a pregătit pentru ce va urma sau ce o să urmeze cu Matias și
toată durerea care a fost. Nu am disperat, cel mai important că Dumnezeu a fost lângă mine, mi-a dăruit putere, știam că El o să fie cu mine și soțul meu m-a ajutat enorm de mult prin încurajări, a fost lângă mine, m-a susținut prin rugăciune, a făcut tot ce ține de El. A fost chiar o încurajare pentru mine. Da, după ceva luni, în martie, am aflat că sunt iarăși însărcinată cu Matias. A fost așa o bucurie, deci o emoție pe care nu am cum să o explic în cuvinte. E ceva ce îți dorești un lucru foarte mult și dorești ceva și se îndeplinește. E bucuria că s-a întâmplat, dar e și entuziasmul ăla că ce o să fac, cum o să fie. Deci m-am bucurat din plin de sarcină cu el. Nu a fost o sarcină grea, din punct de vedere fizic sau psihic, dar, cum ai spus tu, nașterea cumva a fost cea mai grea din toată experiența asta. Da, ai avut un travaliu foarte greu. De ce insist un pic pe asta? Ca să punem cadru, că totul pornește de la nașterea ta foarte dificilă. Moment în care ai stat în travaliu 2 zile, te-ai chinuit acolo și în final Matias a fost scos cu forcepsul. Da. Asta e o practică super veche, învechită efectiv. Țin să zic că și eu am fost un copil care a fost scos cu forcepsul. Nu e, să zic, o problemă, doar că nu se mai folosește. Adică se folosea acum 30 de ani. Dacă vezi că femeia efectiv nu poate să nască, apelezi la cezariană, mai ales dacă poate să fie pericol și pentru mamă și pentru copil. După travaliul ăsta lung, în final ai primit bebelușul, v-ați întâlnit, v-ați cunoscut și față în față, să zic așa, și după 2 zile cred că v-au lăsat să mergeți acasă. Ați ajuns acasă și care au fost provocările și bucuriile la adaptarea asta la viața în trei? Într-adevăr, cum ai spus tu, travaliul a fost foarte lung, foarte lung, 54 de ore. Wow! Eu am crezut că o să fie ușor, dar nu a fost deloc așa, conform așteptărilor mele. Soțul meu mi-a fost aproape, el a asistat la nașterea mea, m-a ajutat psihic, eu în momentul nașterii și în momentul travaliului aveam COVID, febră 40, dureri de oase, dureri de spate, nu aveam gust miros. Și cumva asta, cred că o agravat cumva și travaliul meu. A fost mult mai greu să nasc. Cum ai spus tu, l-am văzut pe Matias, cumva am uitat de orice. E greu, când l-am simțit pe pieptul meu, așa o mulțumire mi-a inundat inima și o pace și o liniște. Și când am văzut că e bine și că totul e în regulă, nu m-am mai interesat de mine sau de durerea mea. Vroiam ca el să fie sănătos și în parametrii normali. Și cumva înainte să-l naști pe Matias, eu zic și cred că ai mai avut contact cu bebeluș, știi? Nu cu mult timp înainte să naști tu, chiar sora ta geamănă a născut și ea, ce fain s-au programat toate că ați avut bebeluș aproape deodată. Și știai cumva cum e cu un bebeluș, că simțeai, mai ales când devii mamă, ți se activează așa un instinct matern extraordinar. Deci cum îți cunoști tu copilul, deși îl vezi doar de 2 zile sau de 1 zi, știi totul despre el, știi ce fel de plâns are, știi dacă e foame sau dacă trebuie schimbat și toate lucrurile astea, instinctul ăsta te face așa să fii mereu în alertă, să fii super atentă la toate semnalele pe care ți le dă bebelușul. Și Matias a început să-ți dea câteva semnale, semnale care poate te-au pus așa pe gânduri. Ce semnale îți dădea Matias sau ce ți se părea că nu-i e în regulă cu el și te-a determinat să suni la moașă, la spital, nu știu exact cum e acolo în Danemarca, în repetate rânduri, deci n-ai sunat doar o dată și în final care a fost răspunsul și atitudinea cadrelor medicale? Eu încă din spital am, cum ai spus tu, instinctul ăsta matern e dăruit de la Dumnezeu, nouă mamelor. Și am simțit, am spus soțului meu din spital că Matias ceva e în regulă cu el. Simțeam că are o durere, că are o problemă. Dar știam că
ceva nu-i în regulă cu el, pentru că, în primul rând, nu vrea nici cum la sân, nu vrea să se alimenteze, tot timpul primea formulă cu păhăruțele, mă storceam ca să-i dau la fel paharul, numai să aibă cumva din laptele meu, știi că e foarte important să îi dai din lăpticul tău dacă poți. Și nu vroia și cumva ăsta a fost primul meu semn de întrebare, că nu vrea să se alimenteze, nu vrea să mănânce și automat dacă nu mânca nu se odihnea cum trebuie, plângea că nu putea să se odihnească, a avut și la început o stare de, nu știu cum să o explic, durere fizică, vedeam cum se strânge, vedeam cum suferă, constipație la fel, ne-am luptat cu constipația încă de când s-a născut. Și ajungând acasă, la fel, eram neliniștit în inima mea și ne-am și mamei și soțului și prietenilor. Matias nu-i bine, Matias are o problemă. Și cumva, ei fiind în exterior, nu înțelegeau 100% neliniștea mea sau durerea mea, pentru că eu eram cu el non-stop, adică zi și noapte. Și automat mă încurajau, o să fie bine, e doar o perioadă la început. E micuț, trebuie să te adaptezi, tu trebuie să-l cunoști. Dar, nu știu, o altă problemă care mi-a pus un semn de întrebare era atunci când îl iubeam, când îl atingeam, când îl spălam, plângea. Deci, pur și simplu, îl atingeam cu un deget, el plângea non-stop, non-stop, l-a schimbat, la băiță și nu era plânsul ăla de somn sau de foame, era plânsul ăla de durere, de durere. Și tot timpul când vorbeam cu el, când mă jucam, îi arătam jucării, nu era receptiv, nu-l vedeam receptiv, că se uită sau urmărește măcar, sau zâmbește, sau face orice, orice trebuia. Deci asta pentru mine a fost alt semn. Cumva nu-l simțeai prezent acolo, în activitățile pe care încercai tu să îi le faci. Da, și chiar și mamei mele. Când o să vină perioada în care să mă pot bucura așa de el, să-l văd cum face noi achiziții, să văd cum crește. Și eram așa neliniștită, eram tristă, simțeam că ceva nu-i bine cu el. Și știu că odată o vine la mine cumnatul meu și fix când o ieși, te-am zis că mai te sigur are ceva la cap. Deci gândul ăsta mi-a trecut fulgerător prin minte și am zis că mai te are ceva la cap în interior, nu știam ce, dar Dumnezeu așa mi-a descoperit, pur și simplu. Și de când am ajuns acasă am sunat la spital, a treia zi, a doua, a treia zi, pentru că nu se odihnea deloc, deloc, deloc și nici eu nu puteam să mă odihnesc nici zi, nici noapte, nici să mă alimentez, nici să am grijă de mine. Pentru că îl puneam pe el mai presus decât mine, ca să-i răspund pozitiv nevoilor lui. Și am primit, desigur, răspunsuri negative, că tot o să fie bine, dacă nu are febră, noi nu venim. Deci Matias, febră nici în ultimul stadiu, când a fost foarte, foarte avansat totul. Deci, efectiv, dacă n-a fost nimic palpabil, febră sau răceală sau ceva să-i curgă nasul, atunci nu are nimic, doar plânge că e bebeluș. Da. Moașa a venit la noi de 4 ori ca să-l cântărească, să-l monitorizeze, să vadă cum se dezvoltă. Dar întotdeauna, Matias, când venea, Moașa dormea. Și asta a fost un dezavantaj ca eu cumva să fiu înțeleasă. Tot timpul mă plângeam și spuneam că Matias nu-i bine, Matias plânge, Matias nu vrea în căruț, nu vrea în sistem, nu vrea nimic. Și Moașa cumva a zis că mă stresez eu prea mult, să mă liniștesc, fac un duș, să ies să-mi plimb în aer, în natură. Și cumva motivele astea m-au făcut și mai să mă frustrez, deci nu mă simțeam înțeleasă. Cumva nimeni nu lua în seamă părerea ta de mamă, tu care petreceai cel mai mult timp cu bebelușul tău, care l-ai purtat 9 luni în burtă și îl cunoșteai. Deci tu chiar îl cunoșteai spre deosebire de cadrele medicale și de moașă. Da, într-adevăr. Da, părinții mei, până la urmă, oricum Dumnezeu a orchestrat totul atât de frumos și cu sora mea, noi fiind vecine, ea mutându-se nu demult ca să nască în Danemarca, părinții mei la fel,
nu era programat ca să ajungă în Danemarca, având COVID înainte, a stat o perioadă să-și revină și după insistențele mele și văzând că Matias nu-i bine, e mai suna în video, îl vedeau și deja s-a cuibărit în inima lor tristețe și nesiguranță că Matias nu-i bine, adică se vedea clar, se vedea vizual că Matias are o durere și nu e un copil sănătos. Și au venit părinții mei, la început mama mea, a stat o săptămână, m-a ajutat foarte mult cu Matias. Îmi spunea că ceva nu e în regulă, Matias nu e bine, sunați, mergeți la spital, faceți programare la specialiști. Deci și-a schimbat părerea după ce a venit și l-a cunoscut, s-a întâlnit cu el și a stat. Efectiv și-a dat și ea seama, mai ales că mama ta are experiență foarte multă cu copiii de diverse vârste. Și în ce moment ați luat decizia să mergeți cu el fizic la spital, că nu se mai poate? Trebuie să se facă ceva pentru că copilul ăsta nu e bine și vrem să vedem ce se poate face. Adică vrem să facem tot ce ține de noi ca să fie sănătos. Da, pe 26 ianuarie a fost ultima vizită a moașei la noi acasă. De-abia atunci moașa m-a programat la un specialist, ea crezând că Mati nu poate mânca din cauza mușchilor din spate, de la ceafă. Credea că nu sunt destul de dezvoltați. De asta el nu se poate alimenta cum trebuie. Atunci, într-un final, a făcut o programare, dar pe 31, într-o duminică, am ieșit cu Mati în oraș să liniștim la aer, să poate doarme și el. Atunci când am ieșit cu el, a vomitat foarte mult, foarte mult. Am ajuns acasă și cam în jur de ora 5-6 după amiaza, eram cu toții, cu părinții mei, cu cumnata mea. Și Matias a început să dea incontrolabil din mână, din mâna dreaptă și din piciorul drept. Atunci chiar ne-am alertat foarte tare, am zis că e o situație care nu poate fi amânată nicicum. Adică chiar dacă vin medici sau nu vin, noi trebuie să mergem noi să facem ceva, că se întâmplă nimic. Și eu cel puțin știu că eu am un tic, dau din picior și am crezut că poate are și el un tic sau ceva moștenit sau preluat. Dar continua, deci după ceva timp iarăși revenea cu episoadele din mână și din picioruș. Și în seara respectivă am stat și eu și mama mea și soțul meu, l-am monitorizat. Cumva mișcările deveneau din ce în ce mai dese, la intervale foarte, foarte dese. La început erau din 10 minute, după aia din 5, din 3, dintr-un minut. Cumva când dădea din mână și din picioruș, nu mai simțeam deloc prezent vizual. Adică el se uita numai într-un loc și trebuia să așteptăm să treacă tot acest proces, nu știu cum să-l numesc, ca după aia să fie din nou activ cu noi și să răspundă. Am sunat în seara respectivă iarăși la spital, au zis că nu pot veni dacă nu are febră, nu e un caz urgent, lor nu le se pare că de luat în seamă. Ce trist! Într-un final, dimineața, la 5 dimineața, au venit un ambulanță. În momentul respectiv, Matias nu mai făcea din mână și din picioruș și ei s-au uitat lung la noi și au zis că de ce ne-ați chemat? Noi nu vedem că ar avea nevoie de ajutor copilul dumneavoastră. Și am insistat să mai rămână măcar 10-15 minute ca să poată vedea că totuși Matias are episoadele respective. Și în urma insistențelor mele au mai rămas până au văzut că situația nu e una deloc bună. Au sunat la spital, au spus că o să vină cu Matias. Am ajuns la spital, Matias a fost monitorizat, nici ei nu știau ce are. Un medic intra, celălalt ieșea, erau nedumeriți. Mai ales că el nu avea febră, deci asta a fost pentru medici un șoc, pentru că atunci când ai o hemoragie, o infecție, automat apare febra în corp, ca un răspuns a infecției. S-a făcut un CT scanning la cap, au văzut atunci că Matias are o hemoragie craniană și ne-au trimis la
alt spital care era mult mai specializat în domeniu, cu aparatură mult mai avansată, în Odense. Noi am venit cu mașina personală, maite s-a fost trimis cu ambulanța și am ajuns acolo. În urma investigațiilor, la fel, medicii au constatat hemoragia craniană a lui Matias. După aceea au venit și ne-au zis că cumva noi am făcut lucrul acesta lui Matias. Voi ați provocat hemoragia. Dar au venit așa porniți, deja parcă știau că noi, foarte impulsivi, foarte judecători așa, adică nu știu situația, nu știu nimic. Nu au analizat, nu au făcut mai multe analize, detalii și deja cumva știau verdictul. Spitalul la care ați mers voi pentru investigații specializate nu era spitalul la care tu ai născut, nu. Să nu. Înțeleg. Nu, era un alt spital, erau medici noi care, cu care voi nu ați mai intrat în contact până atunci. Și ei au făcut radiografiile și toate scanning-urile alea care trebuiau. Și efectiv au venit direct să vă acuze, nu să vă pună neapărat în temă cu diagnosticul bebelușului și soluții pentru, nu știu, însănătoșire, să zic așa. Nu știau istoricul meu și a bebelușului. Deci nu te-au întrebat cum ai născut, cum s-a născut bebelușul, au fost probleme la naștere, de când se întâmplă lucrurile astea, absolut nimic. Doar direct cu prezumția de vinovăție, nu cu prezumția de nevinovăție, cum ar trebui să fie. Da, într-adevăr. În momentul ăla au venit să vă acuze și ce s-a întâmplat mai departe? V-au și spus că o să chemăm organele care se ocupă de protecția copilului, este o problemă aici, pregătiți-vă pentru cei mai rău cumva. Da, ne-au anunțat, ne-au spus că o să sune la poliție. Cumva, ei sunt fericiți că nu o să dea ei verdictul, ci o să fie alte instituții care o să dea verdictul în cazul nostru. Sună la poliție. Noi tot timpul am stat cu Matias în cameră, dar de la primul spital unde am fost trimis la al doilea, deja doctorii ne-au zis să ne luăm rămas bun de la Matias pentru că el nu mai are șanse. Din punct de vedere omenește, nu mai sunt șanse. Ei o să administreze medicamentul de care el avea nevoie, dar nu erau siguri că Matias o să răspundă pozitiv medicamentului și o să se facă bine. Stând în salon cu el, eu cu soțul meu, eram neliniștiți, dar îl vedeam cumva pe Matias că deja răspunde tratamentului. Îl vedeam deja că privește în jur, că e mai activ, e mai prezent. Și știam, adică soțul meu mi-a zis că eu știu, sunt sigur 100% că Matias o să trăiască. După aceea, după 2-3 ore, aproximativ 2 ore, suntem chemați pe hol, într-o altă cameră, eu și soțul meu. Și, bineînțeles, era poliția, erau 4 persoane, 3 domni și o doamnă și 2 traducători. Mi s-a zis că astăzi, ora 6 și 5 minute, sunteți arestați, dar nu mi s-a zis motivul, pur și simplu sunteți arestați, dați-ne telefoanele, nu am putut să vorbim nimic, eu cu soțul meu, nicio vorbă, nimic, am fost luat separați, eu într-o mașină, el într-o mașină, el fiind și foarte speriat, adică cumva bruscat, având în mașină câini, ca ultimul criminal. Deci a fost neaștept. Deci efectiv din salon, de lângă bebelușul vostru, v-o luați, cum ai zis tu, ca pe cei mai vinovați oameni, fără nicio dovadă, fără niciun motiv pe care să vi-l comunice. Adică în momentul în care te arestează, trebuie să-ți spună, ești arestat pentru aia, îți pune niște drepturi, etc., ce să faci, ce să nu faci și te duc acolo. Și apoi de acolo iar vine și îți mai zice ce ai putea să faci mai departe sau care e motivația faptului că te afli aici. Dar vouă nu v-a spus absolut nimic. Deci tu abia ai procesat faptul că copilul tău e într-o formă sau alta pe moarte, că asta spuneau medicii, și vine poliția și îți spune că nici măcar nu mai poți să stai lângă copilul tău, că trebuie să mergi în arest. Da. Wow! Ce sentimente și ce trăiri, ce stări ai experimentat în momentul ăla? Și mai ales, nu știu, cum l-ai simțit pe Dumnezeu aproape de tine? Că eu sunt bulversată doar ascultând acum povestea ta și nici nu vreau să mă pun în papucii tăi să simt cum ar fi fost să fiu acolo. La început am simțit
frică. Totul a venit așa deodată, brusc, neașteptat. Teamă, în primul rând, pentru Matias. Frica aia nu o să mai fie Matias. Adică eu era un copil foarte dorit, foarte așteptat, foarte iubit și deodată să auzim că el nu mai are șanse. În schimb, erau două lupte, adică în mintea mea. Știam și credeam că Dumnezeu o să facă o întorsătură și că o să schimbe totul, pentru că de când eram însărcinată cu Matias, am citit, citeam foarte mult, aveam timp cu Dumnezeu foarte aprofundat. Cumva Dumnezeu m-a pregătit dinainte pentru lupta care avea să vină și o luptă foarte grea, o luptă care, da, din punct de vedere omenește, e imposibil ca o femeie, ca o mamă, să treacă biruitoare și să poată încuraja pe ceilalți prin trauma, prin drama prin care au trecut. Da, să rămâi cumva așa echilibrată și uite acum ești un om vesel, bucuros și îți spui povestea așa cu demnitate. Într-adevăr, aveam pace în inimă, mai ales când știam că soțul meu la fel mă încuraja și îmi spunea înainte să fim arestați, o să fie totul bine, eu cred. Cred că Matea s-o să trăiască, cred că Matea s-o să fie bine. Și tot timpul aveam gândul ăsta în minte, că Matea s-o să fie bine, că indiferent prin ce o să trecem noi, gândul nostru nu era tot acolo la el, ca el să fie bine și tot timpul ne rugam pentru el, pentru oamenii care s-au îngrijit de Matias, să-i ofere dragoste, să-i ofere atenție, să-i ofere iubire. Dumnezeu a avut grijă, Dumnezeu a avut grijă de orice detaliu, cât de mărunt a fost el s-a îngrijit de toate. Zi-mi un pic cum a fost după ce ați fost arestați, v-au dus la poliție, v-au comunicat alte lucruri pe parcurs, v-au spus că Matias e bine, e sănătos sau merge înspre însănătoșire și o să fie dat în plasament, că un fel de plasament a fost pentru el. Și cum a fost în zilele alea și de ce te agățai ca să faci față presiunii astea în care tu, mamă tânără, mamă pentru prima dată, ai fost despărțită de bebelușul tău? Am fost duși la arest, specific în aresturi separate. Dar la început, în noaptea în care am fost arestat, eu am fost dusă la sediul poliției și am dormit acolo o noapte, într-o cameră, și a doua zi am fost duși amândoi la tribunal pentru cazul nostru, pentru a fi analizat în instanță, cumva, și pentru a avea o dovadă legală scrisă ei, că noi suntem vinovați, deși nu au început demersurile, căutările, tot ceea ce ține de a spune că un om e vinovat. După următoarea zi, mi s-a spus că nu putem fi eliberați, pentru că ei cred că noi am făcut asta lui Matias, și pentru că nu avem voie să părăsim țara, și ei credeau că noi o să părăsim țara dacă o să ne libereze și nu o să poată să continue investigațiile. După aceea am fost duși iar separat, eu nu mai știu nimic de soțul meu timp de o lună de zile, doar de la rude, pentru că veneau fiecare săptămână familia mea, familia soțului, veneau în vizită o dată pe săptămână și ne vizitau cu o zi înainte. De exemplu, veneau la mine și după aceea se duceau la soțul meu și transmiteau ceea ce spuneam eu înainte. Și așa cumva am ținut legătura. La fel și soțul meu, mi-a fost și lui foarte greu. El spunea că eu sunt mult mai puternică decât el. Adică el nu. El a fost foarte slab, deși credea că el e mult mai puternic decât mine. Dar Dumnezeu te înzestrează așa de frumos cu putere, fiind mamă. Ai face orice pentru copilul tău. Orice, orice. Ai trăi în cele mai grele situații posibile ca să poți să stai din nou cu el, să-l ai din nou, să-l simți, să-i fii aproape. Te ținea puternică gândul ăsta că într-o zi tot o să mă întâlnesc din nou cu Matias și o să fim din nou familia noastră, noi trei, împreună. Exact. Deci Matias cumva a fost motivul luptei mele și a speranței din inimă. Și că o să fim toți trei din nou. Cu siguranță, nu știu, ai avut și momente grele, adică să nu înțeleagă cei de acasă că ai fost în arest și erai tot o bucurie, tot un zâmbet, cântai și
erai așa zen, cu ghilimelele de rigoare. Nu, cred că a fost un proces dificil în care plângeai, poate uneori chiar ți-ai pierdut speranța, nu știu. L-ai întrebat vreodată pe Dumnezeu de ce ție, de ce vouă și cum l-ai perceput pe Dumnezeu în situația asta, în perioada asta? Pentru că unele încercări ne întăresc și alte încercări ne dărâmă. Și alea care ne întăresc cumva ne arată că noi trebuie să trăim într-o dependență de Dumnezeu, că altfel n-avem cum să le depășim. Și alea care ne dărâmă, efectiv ne paralizează, nu mai credem nimic, nu mai avem încredere nici în oameni, nici în Dumnezeu și suntem așa pierduți, efectiv pierduți. Cum a fost la tine? Gândul că de ce mi s-a întâmplat mie, nu l-am avut în minte niciodată. Pentru că știam că Dumnezeu nu greșește în tot ceea ce face, tot ceea ce ne se întâmplă. El are un plan cu toate și cumva o gândit dinainte tot ce o să se întâmple. Au fost momente, recunosc, de durere, de plâns, de neliniște, de apăsare, dar întotdeauna când veneau în mintea mea gândurile acestea, luam Biblia și citeam și mă încurajam și cântam. Eu slujind în biserică, în trupa de laudă și închinare, m-au ajutat foarte mult cântecele, versurile, m-au întărit, m-au încurajat, mi-au dat putere. Și tot timpul mă puneam pe genunchi, mă rugam și eram alt om. Adică nu mai, cumva Dumnezeu m-a alimentat din cuvânt, din rugăciune. Astea erau disciplinele care eu le știam dinainte, dar acum le practicam și le simțeam la un alt nivel. Da, cumva Dumnezeu te-a prelucrat în toată perioada asta și știi că uneori avem rugăciuni de alea care simțim că se opresc în tavan, că ne rugăm noi cu toată puterea, cu patos, cu credință, zicem, și totuși nu simțim nimic. Dar tu ai experimentat ceva foarte diferit. Ai experimentat rugăciunea cu efect instant. Mm-hmm. Deci instant te rugai, citeai din Biblie și primeai pace, liniște și putere să mai reziști încă o zi și încă o zi, pentru că au fost multe zile, 2 luni de zile ați stat închiși acolo departe de soțul tău, unul de celălalt și mai ales departe de Matias, de bebelușul vostru. Cumva noi, mamele, ne gândim așa foarte mult la copii, să le fie bine, să aibă de mâncare, să le dăm sân sau dacă sunt deja cu mâncare solidă, să fie curat, să facem nu știu câte activități, să-i educăm în felul ăsta și așa. Tu erai departe de Matias și mi se pare un proces extrem, extrem de dificil. Care era cea mai mare frământare cumva și neliniște din perioada în care Matias era în plasament, știind că el acum are alte persoane care se ocupă de el și tu nu le știai, nu le cunoșteai, nu știai ce fel de oameni sunt, ce fel de valori au, ce fel de educație. Bine, era bebeluș, dar oricum rămâne cumva în subconștientul copilului tot bagajul ăsta care îi se dă încă de la început în viață. Cea mai mare neliniștea mea a fost că să fie îngrijit cum trebuie, să-i se ofere hrana necesară, cumva să fie niște oameni responsabili cu un bebeluș, pentru că atunci când ai un bebeluș trebuie mare responsabilitate, să fie non-stop cu el, să nu-l scap nicio clipă din ochi. Și asta mă gândeam cel mai mult, să fie îngrijit și să-i se ofere iubire, să se simtă iubit, să se simtă cumva cu mama lui, deși nu eram eu, dar eu credeam că, deci aveam așa o credință imensă, credeam că Dumnezeu oricum îi ține loc de mine și eram neliniștită, dar mai presus de toate știam că Dumnezeu e acolo și că El e tatălui, că eu ca mamă în momentul respectiv l-am avut o perioadă. Și mai departe Dumnezeu a decis ca o perioadă să fie departe de noi, dar cel mai important a fost că Dumnezeu a fost aproape, a fost mamă, tată și i-a oferit toată iubirea și tot ce a avut el nevoie prin oamenii respectivi, pentru că Dumnezeu lucrează și cu oameni pe care nu-l cunosc. Noi am experimentat lucrul acesta cu
cu oamenii aceștia care au avut grijă de Matias și niște oameni deosebiți. După am aflat povestea, cum a fost, detalii și am rămas uimiți cum Dumnezeu ascultă rugăciuni, adică rugăciuni specifice. Mă rog pentru asta, mă rog ca Tu, Doamne, să nu le dai oamenilor o sora pace, să gândească în regulă că mai trebuie să fie departe de noi. Și părinții mei, când s-au întâlnit cu familia respectivă, primul lucru au început să plângă și au zis că noi nu aveam pace în inimă, că Matias e cu noi și nu e cu părinții lui. Au zis că nu puteam dormi noaptea, nu puteam să ne gândim că Matias nu e cu părinții lui. Și sunt multe, foarte multe de povesti și experiențe și trăiri cu Dumnezeu, dar cel mai important e că El ne-a dat puterii. Deci singurul care ne-a dat puterea a fost Dumnezeu și credința în El, credința în promisiunile Lui, credința că El poate, ceea ce e imposibil la oameni, e posibil la Dumnezeu și asta am experimentat-o pe propria noastră piele. Deci Dumnezeu mi-a mărit atât de mult credința și îndelunga răbdare și viața de rugăciune și viața autentică cu Dumnezeu. Nu doar ceea ce e la suprafață sau ce facem noi de zi cu zi, că trebuie să citesc în fiecare zi, trebuie să mă rog ca să bifez că am făcut-o. Nu! Dumnezeu te ascultă oriunde ești, că ești în pat, că ești pe drum și meditezi la cuvântul Lui. El vrea doar să ai gândul ăla, să guși din el, de-abia să aștepți, să vezi ce mai vrea Dumnezeu să mai spună, ce mai vrea să mă învețe. Asta a fost cel mai minunat, când Dumnezeu mi-a arătat mie. Deci Dumnezeu m-a învățat cel puțin pe mine o lecție foarte importantă, că trebuie să-L iubesc pe El mai presus de familie, mai presus de copil, de soț, de mamă, de tată. Și întotdeauna deschideam în Matei și citeam versetul ăsta. Deci în fiecare zi Dumnezeu cumva îmi arăta unde am eu de lucrat. Și recunosc, îl iubeam pe Dumnezeu, dar parcă mi-era așa de greu să mă gândesc să-L iubesc mai mult decât pe copilul meu, mai mult decât pe soțul meu. Era foarte greu pentru mine. Și Dumnezeu în perioada asta m-a prelucrat și m-a modelat și mi-a arătat că El, de fapt, e sursa mea și El e ancora mea și El e tăria mea, El e totul pentru mine. Puteam să mor, deci fizic, pentru El. Atât de puternică am ajuns în relația mea cu Dumnezeu. Deci wow. Nu puteam nimeni să mă doboare. Când știam că îl am pe El de partea mea, au fost momente când mă gândeam că oamenii ăștia se pot atinge de trupul meu, de emoțiile mele, de ceea ce simt, dar de inima mea nu se poate atinge nimeni. Și chiar am primit mare, mare pace și liniște și putere că mă încredințeam în Dumnezeu și eram ancorat în promisiunile din Biblie, pe care am în fiecare zi și pe care El mi le descoperea. Da, pentru cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu au o relație cu El sau au auzit despre Dumnezeu, dar nu au trăit cumva, n-au avut trăirea asta zilnică cu Dumnezeu, cred că ceea ce zici tu s-ar putea să li se pară un pic SF, știi, de domeniul SF-ului, pentru că doar când treci prin așa ceva și când ai zis tu, Dumnezeu te-a modelat și Dumnezeu te-a întărit, pentru că omenește vorbind, dacă ai pune orice altă mamă care nu are credința asta și ancorarea asta în Dumnezeu, s-ar putea să se fi pierdut, s-ar putea să fi rămas fără speranță, să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic, să fie judecătoare cu oricine și să condamne orice. Dar, cum ai zis tu, Dumnezeu te-a alimentat în momentul în care aveai nevoie. Și așa e, copiii ne sunt dați pentru o vreme, soțul e tot așa pentru o vreme și trebuie să ne prelucrăm împreună, doar că de multe ori uităm lucrul ăsta, uităm că mai presus de orice e Dumnezeu și relația cu El și dacă suntem bine cu Dumnezeu, atunci putem să fim și mama care trebuie, și tatăl care trebuie, prietenă, soră, fiică, toate rolurile astea pe care le avem. Pe lângă Dumnezeu, sau Dumnezeu de fapt, ne dă și oameni. Oameni care să ne ajute, oameni care să ne încurajeze, oameni care să vorbească în numele nostru, autorități care cumva au luat și ei povara asta cu voi și v-au ajutat foarte mult.
Chiar dacă n-a fost un caz așa de mediatizat, cel puțin eu așa l-am perceput, Dumnezeu și-a găsit niște oameni cheie prin care să lucreze. Pe lângă familie și persoanele apropiate, ce alte persoane v-au ajutat și v-au sprijinit în perioada asta? Deci, suntem așa de mulțumitori lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-a presărat așa în jurul nostru, neștiind că o să fim așa de ajutați, așa de susținuți, în primul rând în rugăciune, rugăciunile bisericilor, rugăciunile oamenilor care au simțit cu noi, au contat foarte mult, foarte, foarte mult și ne-au dăruit putere să înaintăm. Pe lângă familie, au fost autorități, bineînțeles, autoritatea română, cei din România care s-au ocupat la fel de dosarul lui Matias de repatriere, Titus Corlățean, care de când au auzit de cazul nostru a fost implicat 100%, a simțit cu noi, a fost alături de noi, a luptat până la final. Ministerul României, Guvernul, deci toți oamenii care au auzit de cazul nostru au fost surprinși, au fost marcați de ceea ce ne se întâmplă și au simțit cu sufletul. Asta e cel mai important. Atunci când treci prin încercare, să vezi oameni care simt cu tine, care plâng cu tine, care se roagă, care sunt aproape. Bineînțeles, avocații pe care noi am avut din prima ne-au zis că suntem nevinovați și că nu au nicio urmă de îndoială că noi suntem vinovați și o să lupte până la final, până când o să facă dreptate. În contextul ăsta al vinovăției și nevinovăției, eu sincer am simțit de când am citit povestea voastră că așa ceva nu e posibil și n-are cum să se întâmple, mai ales, bine, acum zic așa, există și excepții, dar mai ales fiind dintr-o familie creștină, având valorile astea, având bazele așa de puternice, nu prea ai cum să cântărești și să zici că, o, da, sunt vinovați. Dar cu siguranță au fost și persoane care au auzit povestea voastră și poate au considerat că ați fi vinovați. Nu știu, a fost cineva de care ai auzit sau care să-ți fi spus, să se fi întrebat că, mai oare chiar ziceți voi adevărul, ceva poate ați făcut voi acolo și cumva lucrul ăsta să aducă o povară în plus la ceea ce deja voi duceați. Din cadrul familiei sau a prietenilor sau a familiei lărgite, nimeni nu și-a pus nici măcar o urmă de îndoială în privința noastră, pentru că ne cunoșteau, știau cine suntem, știau ce fel de persoane suntem, ce principii aveam, cum am copilărit de mici, pentru că de mic Dumnezeu îți sădește în inimă principiile lui sănătoase și valorile lui și familia, bineînțeles. Dar au mai fost mesaje de la persoane pe care nu le cunoșteam, care cumva erau nelămurite sau aveau urmă de îndoială că poate am făcut noi ceva sau poate s-a întâmplat și nu am recunoscut. Dar la fel, nu ne cunoșteau, nu știau cine suntem noi, nu au auzit de noi doar după cazul respectiv și asta că le spuneau prietenilor noștri sau familiei și familia era cumva pornită așa, dezamăgită. Voi nu-i cunoașteți, nu-i știți. Cum să credeți așa ceva? Și ei încercau să-i convingă că noi nu suntem așa, că noi nu suntem oamenii pe care ei cred că suntem noi, de fapt. Pe mine nu m-au afectat mesajele sau părerile respective, pentru că eu îmi știam identitatea, știam ce sunt, știam ce am făcut, îmi știam viața și cel mai important e că Dumnezeu mă cunoștea cel mai bine. Și nu, chiar nu m-au descurajat deloc. Ce fain! Mă bucur că n-au avut impact negativ asupra ta părerile astea, că de multe ori ne împovărează pe lângă procesul prin care trebuie să trecem. După 5 luni, după intervenția avocaților, autorităților, intervențiile voastre, că cu siguranță ați dat telefoane, ați vorbit în toate părțile și așa, și mai ales după multele și miile și sutele și zecile de mii de rugăciuni pe care alții le-au rostit pentru voi și pentru Matias, Dumnezeu a făcut prima minune. Aceea că Matias putea să se întoarcă acasă și autoritățile daneze au fost de acord să îl predea părinților tăi, bunicilor lui.
Cum a venit vestea asta în contextul în care voi erați deja ieșiți din arest, că doar 2 luni ați stat acolo și în timpul ăsta ați fost împreună, tu și soțul tău? Cum ați primit vestea asta că poate fi preluat de bunici, dar nu vi se dă vouă ca părinți și avea dreptul să fie repatriat, să se întoarcă în România? Deci tot nu era cu voi și era departe de voi, dar era cumva în contextul ăsta al siguranței, al familiei. Cum a fost pentru voi? Vestea am primit-o de la soțul meu, el vorbind cu cei de la comună. În nenumărate întâlniri, noi după ce am ieșit, am fost la nenumărate întâlniri cu cei de la comună, trebuia să existe și întâlniri cu psihologii. Dumnezeu a făcut în așa fel încât să nu mai existe, pentru că era mult mai bine. Sunt multe lucruri cumva așa ascunse de statul danez, cumva să ești tot tu vinovat, chiar dacă nu ești vinovat, dar Dumnezeu așa a făcut posibil ca să nu se întâmple lucrurile astea și, cum spune și în Biblie, cine se arde copiii mei, se arde lumina ochilor mei. Și Dumnezeu întotdeauna a fost cu noi și ne-a pus oamenii potriviți, să alegem potrivit. Am primit vestea foarte bucuroși, nu ne venea să credem, adică știam că Dumnezeu o să lucreze prin repatrierea lui Matias. Cumva era mijlocul prin care Dumnezeu putea să-l scoată de acolo, din sistemul lor și din statul danez. Și cum spuneam mai înainte, Dumnezeu are totul pregătit cu ani în urmă, pentru că tatăl meu este asistent maternal de 10 ani de zile și cumva asta i-a făcut pe ei să îl trimită pe Matias în România, având un istoric atât de îndelungat cu copiii și cu sistemul de așa natură. Da, l-au trimis în România, de fapt nu l-au trimis în România, au trebuit să vină părinții pentru o perioadă de 2 săptămâni, să fie monitorizat, să fie testat, să vadă dacă se descurcă cu Matias, dacă au răbdare, dacă știu să-l îngrijească, dacă sunt în stare să ofere și din punct de vedere financiar, că au fost cheltuieli foarte mari cu venirea lor. Trebuiau să se îngrijească și de ceilalți care veneau în vizită, de moașe, de oamenii la care au stat Matias. Un întreg proces prin care au trebuit să treacă și ei. Și au fost niște luptători și curajos și Dumnezeu a fost de partea lor și le-a dorit putere și răbdare. Au avut și ei momente de decădere. Pur și simplu nu mai vreau să se vadă odată acasă cu Matias, să vadă că totul e terminat și că noi suntem bine și cu Matias e în brațele lor. Da, pe 24 iunie noi am aflat că o să fie repatriat, dar am fost surprinși că totul s-a întâmplat foarte rapid. Procesul ăsta de repatriere normal durează 6 luni de zile, dar la noi în 3 luni deja Matias a fost în România și ne-am bucurat foarte mult că și statul român a acționat foarte rapid și a făcut toate documentele necesare ca să le trimită în Danemarca, ei să le analizeze mai departe și să dea un răspuns pozitiv sau negativ în privința lui Matias. Au venit părinții tăi, l-au luat pe Matias, l-au dus în România. Cred că în momentul în care au ajuns acasă, li s-a luat așa o povară de pe umeri, pentru că când ești în țara ta, îți cunoști limba, îți cunoști oamenii din jur, dacă ai nevoie de un om resursă, îl găsești mult mai ușor. Și Matias era în familie, era iubit, era alături de cei dragi. Cred că și ție ți s-a luat o povară de pe umeri știind că e cu părinții tăi. Cât a durat de la repatrierea lui până la momentul în care voi v-ați reîntors în România și v-ați revăzut? S-a reîntregit familia de adevăratelea. Vreau să menționez faptul că până în ultima clipă au fost piedici în privința lui Matea și la aeroport. Când părinții mei trebuiau să decoleze, au fost opriți pentru că nu aveau o foaie specifică care să ateste că ei sunt părinții lui Matias și astfel nu puteau să călătorească. Dar până la urmă, na, totul s-a rezolvat și au urcat tot așa ultimii, au plecat în România și ajunși în România, mama chiar îmi spunea că m-am ușurat, deci mă simțeam atât de
presată, atât de întristată, că vreau să plec odată de acolo și parcă nu mai venea ziua să-l vedem pe Mati în România, în țara noastră. Oricum, o trăit și niște trăiri, niște experiențe foarte, foarte dificile. Dar o ajuns în România pe 13 iulie, iar noi după 2 zile am ajuns și noi în România pe 15. Noi vreau să venim cumva în aceea zi, dar am zis că cumva să lăsăm totul în ordine, da, cu chiria, cu toate pregătirile și așa mai departe. Și pe 15 noi am ajuns seara în Iași și ne-am întâlnit cu Matias. A fost așa o bucurie, cu entuziasm, cu... Nu știam cum o să reacționeze. Deci gândul meu, cum o să reacționeze, o să mă recunoască, ce o să facă, care o să fie primele lui... gesturi. Și am fost surprinsă cum Dumnezeu ne-a creat ca mamă și conexiunea asta dintre mamă și copil. Am ajuns și Matias ca niciodată. El de obicei dormea, avea somnurile lui în fiecare zi. Nu a vrut să doarmă. Noi am ajuns pe la 10 seara. Nu vrea nici cum să doarmă. Și am intrat, erau părinții mei și am intrat încet. Bineînțeles, nu ne-am năpustit așa asupra lui, am vorbit cu el și a întins mâinile spre mine prima dată, l-am luat în brațe, a pus capul așa pe piept și a răsuflat, deci ca o ușurare, a răsuflat și stătea așa capul pe pieptul meu. Îți dai seama, bucuria e peste măsură și imensă. Da, wow, ce imagine frumoasă și cred că ai simțit în momentul ăla că chiar dacă ați fost despărțiți atâtea luni, nimic n-a putut să rupă legătura dintre voi, pentru că era foarte puternică. Exact. Ce balsam așa pe toată rana asta, să vezi că copilul tău te recunoaște și știe că tu ești mama lui, chiar dacă el la momentul ăla nu zicea mama și nu putea să-și exprime așa verbal toată bucuria și dragostea pe care o avea față de tine. Da, după atâta timp. Și asta mi s-a părut mie, statul danez, cumva nu dorea ca noi să-l vedem pe Matias, deși eram îndreptățiți la o vizită cel puțin pe lună. Ei spuneau că nu putem să-i facem asta lui Matias, că o să retrăiască traumele sau ceea ce voi ați făcut. Când de fapt Matias, dacă noi îl vedeam, el era mult mai atașat de noi, vrea mai mult la noi. Și cumva era teama lor. Asta era teama lor cea mai mare, să nu se creeze conexiunea între noi și Matias, de fapt. Da, cred că dacă vă vedea mai des, se activa și mai tare Matias și și-ar fi dorit și mai mult să fie aproape de voi și poate chiar ar fi ripostat, ar fi plâns, n-ar fi vrut să plecați, să vă despărțiți. Într-adevăr, ar fi fost greu și pentru el și pentru voi. Și în tot procesul ăsta, voi nu l-ați vizitat deloc, să înțeleg, pe Matias. Nu l-am vizitat deloc, dar mai primeam uneori poze cu el, o poză, două. Am primit, cred că, cam 4 poze în total timp de 5 luni, dar mai spre final, cumva, când am ieșit noi deja, cât am fost închiși, primeam doar telefoane că Matias nu-i bine, că nu vede, că numai lucruri negative, cumva să ne descurajeze și ca să nu mai luptăm pentru el. Oh. Da, da, cumva de la sfera asta așa de dureroasă și împovorătoare, hai să mergem un pic spre un moment mai vesel, în care voi l-ați dus pe Matias la binecuvântare. După ce v-ați liniștit așa un pic în România, v-ați așezat la căsuța voastră, ați fost din nou toți împreună, v-ați reconectat, să zic. L-ați dus la binecuvântare după aproape un an de la naștere, mai erau așa câteva luni. Cum a fost momentul ăla în care îl duci pe copil să îl consacri în fața lui Dumnezeu? Pentru cine nu știe, în mediul evanghelic, copiii mici nu se botează, ci se binecuvântează. Se iau în brațe și se spune o rugăciune aparte pentru ei. Cum a fost pentru voi momentul ăla cheie, așa, pentru toți părinții? A fost un moment mult așteptat și dorit. Matias încă de la început a fost binecuvântat de multă lume și prin rugăciuni.
și de Dumnezeu, în primul rând, dar oficial, cum ai spus tu, binecuvântarea oficială a fost mult mai târziu decât trebuia să se întâmple. M-a cuprins stări de mulțumire, deci de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că îl putem avea fizic cu noi, că putem rosti binecuvântare peste el și peste viața lui și pe prezent cu noi, că Dumnezeu a făcut minunea asta cu Matias ca să-și arate el slava și puterea și măreția, cum vorbeam cu tine, el să strălucească prin tot ce s-a întâmplat și oamenii să vadă că există Dumnezeu, există cu adevărat. Sunt mulți, foarte multe persoane care nu au nicio treabă cu Dumnezeu, dar tot timpul ne spuneau că în urma cazului vostru ne-am dat seama că Dumnezeu chiar există, că Dumnezeu e cu adevărat prezent, că am început să ne rugăm pentru voi, noi care nu ne rugam, care nu mergeam la biserică. Dumnezeu o sădit dincolo de gândurile noastre sau de ceea ce noi ne imaginam. Dumnezeu a plantat acolo lucruri frumoase în inima oamenilor. Ce frumos! Cu siguranță a fost o mărturie foarte puternică pentru toți oamenii care au participat la evenimentul în sine și o să le rămână așa în memorie multă vreme. Ai amintit așa puțin pe bucăți cum te-a șlefuit și te-a crescut experiența asta, cum te-a ajutat să te apropii mai mult de Dumnezeu, să-L experimentezi pe Dumnezeu într-un alt mod. Poate ne mai zici și alte lucruri sau alte domenii din viața ta în care simți că experiența asta a avut un efect pozitiv, să zic, că negativ, cred că mai e încă mult de procesat acolo. Eu toate lucrurile le-am luat ca din mâna lui Dumnezeu și cred că de aceea, cumva, recuperarea mea emoțională, psihică, nu a fost una grea. Nu a fost una dificilă, nu am avut nevoie de psiholog, consilier sau persoane specializate, pentru că Dumnezeu mi-a fost de ajuns. Adică eu l-am simțit pe el îndeajuns pentru a-mi modela viața, a-mi prelucra tot ceea ce eu sunt, trăirile mele, stările mele și da, rugăciunea. Deci rugăciunea și scriptura mână în mână pentru mine au fost așa ca un balsam pentru suflet și pentru rănile care s-au întâmplat în inima mea, pentru că au fost răni. Mereu când îmi amintesc de ce mi s-a întâmplat, am așa, cumva trec prin stările prin care am trecut în perioada respectivă, dar știu că toate lucrează spre binele meu, spre șlefuirea mea și să fiu cât mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că asta trebuie să fie gândul oricărui credincios, să ne asemănăm cu Dumnezeu tot mai mult. Și da, suntem oameni, nu suntem perfecti, singurul perfect e Dumnezeu și ca să ajungem măcar la un nivel, nu știu, mic, mediu, trebuie să trecem prin suferințe, altfel cam greu să fim șlefuiți de Dumnezeu așa. N-am fugit de suferință, pentru că și Domnul Iisus a suferit, cu atât mai mult noi, care suntem păcătoși și care suntem conduși de firea pământească, nu a trebuit să fugim de suferință. Tot ce zici tu, e ușor să zici de pe buze, dar dacă nu ai trăit, se simte că o zici numai așa ca să dea bine la cameră, să zic. Dar ceea ce ai experimentat tu e cu adevărat o dramă și asta voiam cumva să te întreb. În zilele tale aglomerate, că sunt așa foarte aglomerate, urmează să mai aveți un bebeluș, un frățior pentru Matias. Matias deja e în plină dezvoltare, are o mulțime de achiziții, a început să meargă, toată ziua ești cu el, soțul tău lucrează și așa, te împarți în toate părțile. Când mai ai timp sau mai ai timp să procesezi toate lucrurile prin care ai trecut și să le înmagazinezi, cum ai zis tu, în sens pozitiv, adică să nu le lași să te dărâme, chiar dacă te cuprind din nou emoțiile respective, pentru că și acum, povestind, îmi dau seama că nu-i deloc ușor să retrăiești momentele respective. Cum le faci să aibă un impact diferit? Sau să le dai o altă formă, să nu te facă să te răscoli, știi, împotriva celor care au făcut abuzul ăsta. E o întrebare bună.
Eu cred că în cazul meu, mulțumirea la adresa lui Dumnezeu, mă uit la cum am fost, prin ce am trecut, prin încercarea respectivă și privesc în prezent la ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit nouă ca și familie și la minunile pe care le-a făcut cu Matias, cu noi. Numai dacă mă gândesc la motivul cu Matias, că el e sănătos și bine și cu noi, deja anulează celelalte trăiri negative pe care le-am experimentat. Cumva mulțumirea la adresa lui Dumnezeu și biruința pe care am avut-o în urma încercării. Da, ce fain! Cum am zis și mai devreme și tot am menționat așa de-a lungul episodului, că tot ce vi s-a întâmplat vouă a fost un abuz. Un abuz în serviciu, un abuz crunt al autorităților daneze și eu îl simt așa ca un abuz în mod general la adresa familiei și la adresa oamenilor care își doresc să aibă copii și să îi crească pentru ceva mai mult decât să fie niște oameni ok în societate. Știi, să aibă și ei o moștenire de asta fizică. Că așa percep unii copiii, doar moștenire fizică. Și cumva abuzul, odată produs, oricâte scuze și-ar cere, tot rămân lunile alea în care voi ați sta departe de Matias și ați pierdut etape importante din viața lui. Dacă ar fi să le spui ceva autorităților și să, nu știu, poate chiar să ai o discuție directă cu persoana care a luat decizia asta, ce le-ai spune? Eu niciodată nu am dat vina pe oamenii care au făcut lucrul respectiv, pentru că nu ne cunoșteau, ei doar își făceau treaba, adică doar se luau după anumite protocoale și reguli care erau impuse de stat, dar mi-aș fi dorit să simt cu inima, adică să analizeze persoana în cauză, nu să bage în aceeași oală toate cazurile, ci să ia fiecare caz să-l analizeze separat. Sincer, n-am dat vina pe ei, ci pe acțiunile lor, pe ceea ce au făcut activ în cazul nostru, întotdeauna, ca să nu apară gândul ăsta de judecată, de frustrare, tot timpul mă rugam pentru ei și îi spuneam lui Dumnezeu ca El să le dea înțelepciune, să le deschidă ochii, să vadă cum suntem noi ca și familie, să vadă dincolo de legi, dincolo de rapoarte, dincolo de ce au fost ei învățați, de fapt, înainte. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunile, pentru că cea mai răzvrătită persoană cu care noi o trebuie să colaborăm și cumva să o facem să înțeleagă că noi nu suntem așa, Dumnezeu a lucrat strict, direct la inima ei și datorită ei, Matias a fost repatriat și cumva le-a schimbat perspectiva și celorlalți colegi a ei și chiar spunea că nu mai gândiți cu mintea, nu mai vă luați după reguli, ci cu inima, cu sufletul. Deci sunt foarte multe de spus și multe experiențe, multe minuni cu oameni pe care Dumnezeu poate ne gândim că nu-i cunoaște, care nu-s credincioși, dar Dumnezeu și cu ei are un plan. A fost cel mai minunat că prin cazul nostru Dumnezeu a schimbat inimi care, din punct de vedere omenește, nu puteau fi schimbate. Erau foarte împietrite și foarte răzvrătite. Și mai ales auzind că noi suntem creștini, tot timpul un rapoarte scria că soțul Johnny spune despre Dumnezeu, că Matias o să fie vindecat, că noi credem că Dumnezeu e în control. Și ei cu atât mai mult erau împotrivă când auzeau de Dumnezeu, cu atât mai mult vreau să ne descurajeze. Și asta a fost și motivul pentru care noi am mai fost închiși încă o lună, din cauza religiei, cumva, din cauza că am menționat despre Dumnezeu, fără niciun motiv. Dar știm că orice gest al nostru, orice rugăciune a fost ascultată de Dumnezeu și suntem așa mulțumitori că Dumnezeu a schimbat oameni într-un mod unic și un mod frumos. Ce mărturie puternică a rugăciunii specifice! Că ai menționat-o și mai la început, exact cum te-ai rugat tu, exact aceleași cuvinte le-a folosit și persoana respectivă ca să fie o mărturie pentru colegii ei. Cum lucrează Dumnezeu să găsească o persoană cheie
care după aceea să deschidă ușile la toți, știi? Și apoi se deschide întreaga casă și se întâmplă minunea asta. Wow, foarte puternic. Cred că e o lecție importantă pe care să ne-o luăm noi care nu trecem neapărat prin drame, dar trecem prin greutăți și suferințe și să ne rugăm exact pentru ceea ce ne dorim ca Dumnezeu să facă. Nu, Doamne, ai milă de mine și atât. Nu, Doamne, ai milă în punctul ăla, la secunda aia, minutul ăla și te rog, fă așa, dacă e voia ta. Că până la urmă toate rămân în voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să fie traiectoria noastră altfel, atunci merge altfel. Dar în cazul vostru Dumnezeu a orchestrat așa, așa de frumos lucrurile. Și acum vă bucurați să fiți împreună. Cumva ai zis că uneori pe timpul zilei sau în săptămânile astea mai apar episoade de acolo și sentimente din momentele alea. Simți cumva că capitolul ăsta sumbru din viața ta s-a încheiat sau aștepți un moment în care să se facă dreptate pământească, să zic așa? Din punctul meu de vedere, capitolul a fost încheiat pentru mine în momentul în care eu l-am avut pe Matias în brațe. Deci l-am simțit pe Matias că e în brațele mele, deja am uitat tot. Dumnezeu a făcut în așa fel încât și atunci cât am fost închisă să oprească așa timpul în loc și să nu simt durerea la intensitatea la care ar fi trebuit să o simt. E ceva supranatural, e ceva ce numai Dumnezeu face ca să protejeze o mamă de luptele astea spirituale care vin la nivelul minții, pentru că luptele mele cele mai mari au fost la nivelul minții, luptele spirituale, nu fizic. Într-adevăr, și fizic mi-a fost destul de greu recuperarea, munca pe care o făceam, dar toate le luam înspre binele meu. Chiar dacă munceam fizic foarte mult, cumva îmi țineam și mintea ocupată. Și mintea și trupul ocupat, ca să nu apară gânduri care să mă facă să deznădăjduiesc, să disper. Da, pentru mine capitolul acesta a fost încheiat când Matias deja l-aveam în brațe și mereu când privesc la el și văd ce copil vesel, ce copil sănătos, ce copil curios, cum se dezvoltă, cât de frumos, cât de armonios, deja nu mai aduc aminte de nimic ce a fost în urmă și tot greu pe care o trebuie să-l străbat. Așa când îl vezi pe el, simți că ar avea, nu știu, vreo urmă de traumă, de disconfort, de durere, cum simțeai înainte când era micuț? Nu, 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 nu. E cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a putut să ne dăruiască. Matias, e un miracol. În adevărat sens al cuvântului, un miracol. Și abia aștept să crească și ca să-i pot povesti ce frumos a lucrat Dumnezeu, ce minunat a lucrat Dumnezeu cu el și cu siguranță Dumnezeu are un plan mare, măreț pentru el. Și asta vreau să-i inspir, să îi insuflu cât mai mult din Dumnezeu și din puterea lui, din el, din Dumnezeu. Ce impact a avut viața lui încă de când s-a născut asupra atâtor oameni din Danemarca, din România, asupra familiei voastre, că problema asta, deși ai fost tu și soțul tău, au fost afectați toți cei de aproape, părinți, surori, frați. Și ce mesaj puternic o să aibă de transmis în continuare prin viața lui. Ultima mea întrebare pe care o adresez părinților și că tu imediat o să fii mamă de doi băieți, o să zic așa, ce vrei să le lași moștenire băieților tăi? Ce am primit și eu, moștenire de la părinții mei. Eu mă uit, exemplul meu cel mai bun în privința credinței, în privința principiilor biblice, a fost mama mea. Ea de mică mi-a insuflat viața de rugăciune, credința adevărată. Cumva vedeam la ea și vreau și eu să experimentez ce experimentează ea. Pentru că mi-am dat seama că copil nu contează atât de mult ce spun părinții și ce fac, ce pune în practică. Asta e cel mai important. Și da, vreau să învăț pe copiii mei lecții zilnice despre Dumnezeu, despre perseverență în încercare, despre credință, adevărata credință, care mișcă și munții. Da, e posibil. Mișcă și munții atunci când crezi cu adevărat că Dumnezeu poate. Și despre o răbdare
îndelungă răbdare, contează atât de mult răbdarea. Deci am învățat că e așa de importantă și mi-am dat seama că o am, dar că mai am de prelucrat la ea și Dumnezeu m-a dus în stadiul ăla încât să am o îndelungă răbdare, nu o răbdare oarecare. Să fie copii al lui Dumnezeu și slujitori care să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu, ca alții să fie schimbați și transformați prin cuvânt. Ce frumos! Sorana, îți mulțumesc tare, tare mult! Știu că n-a fost ușor pentru tine, am simțit și eu așa toate emoțiile tale și cred că și cei care o să-ți asculte povestea o să simtă la fel. E posibil ca povestea ta pe unii să-i revolte, pe alții să-i întristeze, pe alții să-i bucure și să-i impresioneze, dar indiferent de sentimentele pe care le-ar trăi, ne rugăm ca povestea asta să aibă un impact pozitiv, să-i ducă mai aproape de Dumnezeu și cred eu că o să caute rugăciunea aia care poate să schimbe orice. Și dacă îl cauți pe Dumnezeu pe genunchi, mă rog ca El să se descopere tuturor. Îți mulțumesc tare așa, mult! Mulțumesc și eu! Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!